În județul meu, eu vin din județul Gorj, e un spital în Târgu Jiu, județean. Și acolo, nu ministrul n-are nicio putere. Domnul Rafila știe asta și voi știți toți. E președintele Consiliului Județean. Știți ce se întâmplă în județul meu? Plecăm toți la București, la Timișoara, la Cluj sau mai nou la Oradea. Știți de ce? Pentru că mori în spital în Târgu Jiu. Și acolo, ministrul spitalului respectiv este președintele Consiliului Județean Gorj, care e PSD. Doamnelor și domnilor de la PSD, vă rog, dacă nu vă place ministrul, dacă cum gestionează spitalele ministerului, veniți să vă tratați la Târgu Jiu, vă așteptăm cu brațele deschise și vă garantez că s-ar putea după aceea să vă schimbați opinia. Este bine cunoscută declarația lui Dan Vâlceanu în plenul Parlamentului, prin care a criticat dur Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. A învinuit Consiliul Județean pentru neregulile din unitatea sanitară, iar cel din urmă a scos postul la concurs. Singurul candidat pentru funcția de manager este același care a ocupat fotoliul și până acum, dar interimar. Însă, după cum a precizat și vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, nici măcar nu s-a făcut o evaluare a activității pentru a constata dacă experiența pe care se bazează Vienescu este una benefică pentru instituția pe care se pregătește să o conducă în dreptul de pline. Eu merg cu experiența pe care am în unitatea de spital și cu proiectele pe care le rezolvam, proiectul de management. N-am făcut o evaluare a managementului la Spitalul Județean. Nu s-a făcut o astfel de evaluare. Ceea ce pot eu să vă spun e că e normal ca un manager să aibă contract de management pe perioadă îndelungată, pe 4 ani, pentru că abia atunci poate să-și impună un proiect. Date fiind criticile aduse unității medicale de la Târgu Jiu, ne-am fi așteptat ca măcar Partidul Național Liberal să susțină candidatura unei persoane care să administreze mai bine spitalul, în condițiile în care organizația nu este mulțumită de actuala conducere. Se pare însă că managementul SJU Târgu Jiu nu este treaba Partidului Național Liberal, deși alte instituții și-au schimbat conducerea odată cu guvernarea de dreapta. Probabil că liberalii au uitat câți directori membrii de partid au numit în ultima perioadă, întrucât subliniază că ei nu sunt PSD să caute manageri. Doamna, nu este atributul Partidului Național Liberal să caute manageri. Iar explicația v-aș putea da-o, dar aș plagia colegii dumneavoastră care sunt aici la masă. Da? Deci, dacă eu am spus zilele trecute despre Cosmin Popescu că îi se datorează ceea ce se întâmplă în Spitalul Județean, repet și astăzi. Problemele care sunt în spital, el ne prezintă că în spital nu sunt probleme, că lucrurile sunt mirobolante la Spitalul Județean și cu toții, ca să vă parafrazez, știm realitatea, cu toții am avut o tangență sau dacă nu am fost implicați direct în ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean, nu vreau să fiu cinic, dar noi nu suntem PSD-ul să căutăm să numim noi manageri și să căutăm noi manageri pentru concurs. Sunt convins că sunt oameni foarte buni care putea să scoată Spitalul Județean din situația în care se află acum. Și deja s-au dus? Vă rog. Dacă sunt oameni... N-aș putea să vă dau un răspuns la această întrebare. Cu toate criticile aduse spitalului de fiecare dată când au avut ocazia, Pecingină spune totuși că au avut lucruri mai importante de făcut și nu s-au concentrat pe situația unității de la Târgu Jiu. E o vină pe care mi-o asum și eu, pentru că tot discutăm deschis. Atenția ne-a fost focusată în alte părți în această perioadă. Nu ne-am focusat 100% pe spital, deși Dan Vâlceanu a semnalat inclusiv în Parlament problemele de la Spitalul Județean Gorj. Mai mult, senatorul Ion Iordache nu doar că susține spusele colegului de partid, ci chiar spune că nu se poate ocupa el de toate problemele, uitând probabil pentru un moment că PNL este o organizație, nu o persoană fizică, iar partidul se află la guvernare și are putere de decizie. Eu consider că, ca și parlamentar, nu trebuie să am eu soluții la toate și nimeni nu poate să aibă soluții. Să am soluții și pentru ambulanță, și pentru spital, pentru că sunt instituții care le au în subordine, care au obligația managementului lor, nu numai omul, cum a zis dumneavoastră, de ce n-a venit decât omul al lui? Păi managementul spitalului nu-l face neapărat un om, îl face Consiliul Local, ei manageriază treaba. Consiliul Județean, pardon. Deci ei trebuie să facă analiză, ei trebuie să găsească soluții, pentru că nu fiecare parlamentar în parte se duce acolo și vine cu soluții de la spital.
Trăim din nou momentele în care mingea este pasată de la o instituție la alta și de la un om la altul, iar când vine vorba de implicarea concretă a cuiva, nu este treaba noastră, schimbarea trebuie să o facă alții. Însă le reamintim politicienilor că nici lor nu le convine atunci când prezența la vot este extrem de scăzută, pentru că oricum nu se schimbă nimic.